Bună, sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod de GTA 5 Online, în care astăzi aș vrea să îmi cumpăr un garaj nou. S-a adăugat recent, mi se pare, un garaj cu vreo 50 de locuri și vreau să văd cum trebuie să procedăm. Nici nu știu cât costă, sincer. Sper că avem bani. Înainte de toate, totuși, aș vrea să mergem să dăm la ruletă aici la casino. Sper că nu am lag prea mare pentru voi pe episod. Nu știu unde să parchez mașina. O parcăm aici. Asta e, să zic, noua mea mașină pe care am primit-o. Adică nu am cumpărat-o. Se numește Ocelot Virtue. Am primit-o, am intrat într-o seară pe joc și mi-a dat pe hartă un marker cu o mașină. Și era, vedeți cum e acum mașina pe alb, era pe un fel de gold. Un gold, cam cum sunt literele astea, un galben de ăsta. Și mă gândeam, what is that? Ce mașină e? Pentru că eu nu mi-am cumpărat sau nu mi-aduc aminte să fi cumpărat până acum vreo mașină. M-am dus acolo, zicea că e mașina mea și am luat-o, am upgradat-o și apoi am rămas uimit că mi-a dat jocul o asemenea mașină. Nu știu din ce motiv. Și atunci când am primit-o, am căutat-o pe internet în joc și nu am găsit-o. Deci atunci nu era lansată în joc. Până după vreo, cred că încă 2 săptămâni. Uitați, asta e mașina, 2.200.000 costă. E o mașină electrică, supercarcică, dar ce nu-mi place la ea e faptul că nu prinde viteză mare. Adică o prinde 120 de mile, dar o prinde în vreo 5 secunde, 6 secunde, dar doar 120, adică dacă compar cu cealaltă mașină pe care o am, din aceeași clasă, cu 811, e mult mai slabă mașina aceasta. Haideți să vedem ce putem să câștigăm la ruletă. Acum ar fi foarte interesant să cadă mașina. Să primez mașină, chiar acum, în episod. Ar fi uimitor. Dar m-aș mira, pentru că știu și eu cum funcționează jocul acesta. Mașina nu o câștigi din prima. What is that? Aproape, vedeți? La 1 mm. Dar e bine că am câștigat RP. Acum, ce am observat e că te lasă să alergi. Înainte nu puteai să alergi în cazinou și era foarte nasol. Dura foarte mult să ajungi dintr-o parte în alta, de la ușa la ruletă sau invers. Acum văd că te lasă. Haideți să vedem cum funcționează cel garaj. De ce aș vrea să-mi cumpăr garaj în primul rând? Pentru că în acest joc ai o limită de proprietăți, să le numesc așa. Haideți să vă arăt. Bun, am una, două, trei, patru, cinci. Cinci proprietăți. Mi se pare că e număr maxim 6 sau 8. Și oricum aș vrea să-mi cumpăr. Aș vrea să-mi o cumpăr ca să am un spațiu mult mai mare pentru mașini. Acum nu mai știu unde, cred că Dynasty Optics Executive. Am greșit. E pe Dynasty 8. Dynasty 8. Avea nu. E aici pe Dynasty 8. Uite, ăsta, Custom Garage, Eclipse Boulevard Garage. Da, e acest garaj. 2.700.000, așa puțin? Dar bine, văd că mă las custom garage, adică îl pot customiza. Hai să vedem. Immaculate, industrial, adică
felul în care doresc eu să arate, wow, ce bine arată așa, indulgent, industrial immaculate, adică aici e imaculat, e curat, e alb. I think, cred că asta ar fi cea mai interesantă. Și ce ar fi asta? Nu prea înțeleg la ce aș face custom. A, culoarea, lumina de sus, de pe tavan. Un roșu. Roșu mai închis, un roșu de ăsta. I think, cred că roșu. Roșii, acum observ, da. Da, ăsta arată uimitor. 2.740.000, mi se pare foarte puțin. Adică de ce ar fi atât de puțin? Purchase property. Thank you for purchasing this property through Dynasty 8 Real Estate. Așa. Dynasty 8 Real Estate. Așa se numește site-ul. All the paperwork is being automatically signed for you and the funds removed from your bank account. Dynasty 8 take no responsibility for financial loss or foreclosure. Foreclosure, nu știu ce e asta. In connection with this property. Bun, haideți că am cumpărat. Vedeți că am aproape acelea sume de bani și în cont, și în buzunar. Vedeți, 428, 4285, 4284. Bun, haideți să plecăm. Să vedem ce minunăție am cumpărat. Deci, cum spun, mașina atâta prin 120. Și într-adevăr ele stai așa că mai avem. Nu e aici, e mai, mi se pare că e mai în față, uite chiar în față. Bine că sunt aproape, asta mă bucură. Undeva pe acolo, uite acolo mai am o casă în partea aceea. Aici e minunatul, dar wow, imens. Basement level, e pe basement-uri, level B5, B4, B3, B2, B1, I don't know, procentul la B1, hai să vedem ce se va întâmpla. Mi se pare foarte puțin, 2 milioane pentru toată treaba asta. Arată uimitor, ce efectiv e, uimitor garajul. Și am și casă, adică și parte de proprietate de casă. Aici mi se pare că sunt camerele de filmat, nu știu dacă le pot accesa sincer. Băutură. Haideți să mă uit așa, să vedeți. Cred că și la televizor ne putem uita. Dar nu se aude nimic. Da, mă lasă, dar trebuie să fiu din third person. E uimitor jocul acesta. Pentru câte lucruri are B1, wow. Și avem cu lift, minus 1, minus exit roof. B2, B3, B4, B5. Acum e foarte ciudat că nu prea înțeleg cum ajunge aici cu mașina. Cred că pe portița aceasta. Exit, da. Ok, e uimitor jocul. Sper că vă place și vouă. Mă gândeam să-mi cumpăr și ceva mașina, dar... A, ăsta cântă aici. Nu știam ce se aude. Haideți să parcăm undeva mașina. Să pot să intru pe internet în joc. For the longest stop challenge. A, nu știu dacă să mă bag la treaba aia. Mi-ar trebui motor. Adică am motor, dar e cam... Nu prea știu cum aș putea să fac treaba aia. Uite, asta e o mașină foarte bună. Benefactor Krieger, 2.875.000. Foarte scumpă. Grotti Italy GTO, și asta e o mașină bună. Asta e 994.000. Nu știu sincer ce să ne cumpărăm, sau dacă să cumpărăm ceva. Poate de la ăsta stoc. Haideți că am putea să facem ceva curse, o misiune. Eu suntem aproape jumătate.
Hai să vedem dacă mai intră cineva. Level 1001. Cred că va fi clară situația. S-ar putea să iasă. De obicei ăștia cu nivele mari nu prea intră. Pierdut câteva secunde aici la început. După cum bine vedeți, sunt doar locul 15, dar cursa este destul de lungă. Pentru că avem vreo 7 lecuri. Vedeți acolo în dreapta unul din 7. Și... Opa! Începe lumea să se bage noi. De aici copiii sunt foarte tryharderi, spun așa. Uite-l cu ăsta, mă. Cred că-s la troll ăștia cu levele mari. Pentru că se pun stau aici unde se termină cursa. Și se bagă în ceilalți player. Joacă. Se joacă la troll. Wow, deci sunt foarte mult din ăștia. Da, sunt pe locul 2. Am fost și pe 1 mai devreme. What? Eram pe 2. Nu mai sunt. E bine și aici. A fost foarte distractivă. Non contact. Oricum suntem 20, 23 de player în cursă. Cum va fi nebunie mare? Cred că acum vor fi doar 5 turi. Locul 4. Care mi-au plăcut cursele? Am văzut, adică aceste tipuri de curse au bonus, să zic așa, de 3 ori bani și experiență. De-aia am ales să le fac. Chiar dacă nu le-am filmat pe toate, eu sper că v-a plăcut acest episod, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!